Suntem în piața Palatului Regal, este doar unul dintre locurile în care s-a sărbătorit timp de aproape 70 de ani Ziua Națională a României. Astăzi, 10 mai, nu mai este Ziua Națională, dar este o sărbătoare încă de suflet pentru români. An de an, familia regală sărbătorește aici Ziua Regalității. Despre această zi vom vorbi astăzi cu istoricul Dinu Zanfirescu, pe care l-am invitat alături de noi. Bună ziua! Trebuie să vă mărturisesc că v-am ales pentru acest interviu nu doar pentru că sunteți istoric, ci și pentru că ați trăit sărbătoarea de 10 mai, ca zi națională, când erați copil. Ce vă mai amintiți? În primul rând, defilările. Și ca orice copil eram impresionat de uniforme, mai ales că eu am apucat sub Carol al II-lea, care era un fan al uniformelor. El iniția tot felul de uniforme, îi sugestiona pe diverse să facă uniforme din ce în ce mai extraordinare. Și mi-aduc aminte că prima defilare, undeva pe la Cotroceni, am văzut-o. M-a impresionat cavaleria care era în uniformă, formă cavalerii Ordinului Mihai Viteazu, cu o pelerină așa albă, și regele Carol, care era pe un cal alb și care mergea în frunte, și lângă el voivodul Mihai. Pe urmă am mai văzut o serie întreagă de defilări, dintre care și aici, pe Calea Victoriei, ori pe aici era piatră cubică, dar înainte de defilare, pentru cavalerie, în special pentru cai, ca să mai amortizeze, mă rog, șocul, nu știu, pentru cai probabil, se pune nisip. Spuneți-mi, ce vă impresiona copil fiind la aceste parade militare? În primul rând, era așa, se degaja o măreție din partea regelui. Cumva, nu știu, e foarte greu de definit. Dar impunea o anumită măreție. Armata regală era infanterie, era cavalerie și pe urmă începuseră în timpul ăla să apară și arme mai moderne, adică tancuri, eu știu, circulau niște avioane pe deasupra. Carol al II-lea este primul care a cerut niște instructori germani pentru armată, începând din anul 1940. Paradele militare aveau aceeași prestanță ca cele care se organizează astăzi de 1 decembrie? Cred că mai mare prestanță. Era mai mare? Era mai mare prestanță. Oamenii erau interesați. În general, în perioada respectivă, populația românească era monarhistă și țineau la rege, adică. Și asta s-a întâmplat până când au început cedările teritoriale. Atunci, în fine, ceva s-a rupt, atunci s-a prăbușit ceva. Începuse deja din 38, când regele Carol al II-lea și-a instaurat, să-i spunem, dictatură, de fapt un regim autoritar, nu atât de dictatură. Puteți compara acea perioadă a dictaturii lui Carol al II-lea cu dictatura comunistă de mai târziu? În niciun caz. Sigur că s-au luat măsuri restrictive, în special împotriva mișcării legionare, care s-a dovedit a fi o mișcare teroristă, pentru că asasina oameni, asasina prim-ministri. Vă mai amintiți cum erau îmbrăcate doamnele, domnii? Doamnele și domnii, în primul rând, că bărbații erau îmbrăcați cu haină și cu pălărie. Și doamnele, cred că, purtau și încă pălărie. Și doamnele purtau pălărie, bineînțeles. Și erau, în fine, în rochii, pe vremea aia nu se purta pantaloni și era prevăzut așa puțin o excentricitate pentru o femeie să poarte pantaloni. Abia mai târziu au început, fiind cald vara, domnii să umble în cămașe. Și mareșalul Antonescu a dat un decret că nu au voie să meargă bărbații pe stradă decât cu haină și a instaurat și sens unic pe trotuarele pe marile antere. Într-un sens să meargă într-o parte și pe partea cealaltă pe trotuarul de vis-a-vis să meargă în celălalt sens. Ceea ce era o absurditate, forma a renunțat și neapărat să aibă pălărie. Foarte multă lume spune astăzi că în 10 mai este ziua regelui. De fapt, ce se sărbătorea
de 10 mai? Sărbătoreau trei lucruri, se sărbătoreau. În primul rând, la 1866, venirea principelui Carol de Hohenzollern în țară. A doua manifestare a fost în 1877, după războiul de independență, proclamarea independenței statului român. Și în sfârșit, al treia, este în 1881, când România a fost proclamată regat la 14 martie 1881 și la 10 mai regele Carol I a fost încoronat ca rege al României. Deci astea trei. Vasile Alexandria a compus o poezie în care ultima strofă spune așa: 10 mai ne-o fi de-a pururi sfântă zi, căci ea ne-a dat domn puternic țării noastre, libertate și regat. Deci asociind toate aceste manifestări și asociind, evident, libertatea cu regalitatea. Noi suntem una dintre puținele țări care nu avem ziua națională exact în ziua în care ne-am câștigat independența. Absolut. Absolut. Și este, mă rog, asta e o moștenire a comunismului. Există numeroși istorici și oameni simpli, dar și un grup de politicieni din toate partidele care cer revenirea la 10 mai ca zi națională. Există și un proiect care se află acum la Camera Deputaților. Ce părere aveți despre această inițiativă? E mai plăcut să iasă lumea la o manifestație de genul ăsta națională în mai decât în decembrie. Se sărbătorea cu mici și bere această zi? Niciun caz. Înainte de 47? Niciun caz. Câți ani ați sărbătorit în exil ziua de 10 mai? O sărbătoream așa, într-un cadru mai restrâns și eu știu, cam în toți anii făceam câte ceva. E adevărat că sărbătoream și în 1 decembrie. Văd aici în cartea 10 mai în exil, 10 mai la Montreal, 10 mai la Lisabona, 10 mai la Roma. Este tot unde erau comunități românești. Familia dumneavoastră avea și o tradiție monahică, având în vedere că bunicul dumneavoastră a fost adiutantul regelui Carol I și unchiul dumneavoastră, Ice Brătianu? Nu, în fine, prin alianță m-a îndepărtat, dar bineînțeles că m-am integrat și eu în familia Brătianu prin căsătorirea mamei mele, a doua căsătorie, cu fiul lui Dinu Brătianu, președinte Partidului Național Liberal, și am intrat în această orbită liberală și am rămas liberal până astăzi. O familie care respecta această perioadă. Absolut, care a fost dintotdeauna. Ion Brătianu l-a adus pe principele Carol aici, așa că și monarhia constituțională a fost instaurată prin Brătien, dar prin Partidul Național Liberal, de fapt, care a adus asta. Ultima dată s-a sărbătorit public ziua de 10 mai ca zi națională în anul 1946. Ați participat la această sărbătoare? Nu am participat, pentru că eram urmărit de siguranță în momentul ăla, care căutau să mă aresteze și eu mă ascundeam tocmai la reședința familiei Brătianu de la Florica. Și am stat acolo pentru că, în fine, datorită activităților care le făceam în cadrul tineretului liberal, manifestări, ei se temeau de unii dintre noi. Eu eram președintele organizației de elevi din Partidul Național Liberal. Și opuneați regimului comunist? Da, absolut, manifestam împotriva regimului comunist, așa și prima mea arestare a fost în 1945, la 8 noiembrie. De ziua regelui. Chiar în acest loc mi-a spus. Chiar aici, în fața statuii, am fost arestați. De ce nu a mai dorit regele Mihai să sărbătorească ziua națională în 10 mai 1947, de exemplu? Pentru că începuseră să apară panouri cu Stalin, cu unii șefi din ăștia ai Partidului Comunist, care nu prea aveau ce căuta în consensul ăsta. Și nu vrea să apară el ca un fel de prizonier al comuniștilor și al celor care îi inițiau, rechte sovieticii, care ei conduceau pe vremea aceea integral România. Tot în 10 mai, atât regele Carol I, cât și Ferdinand sau regele Carol al II-lea, regele Mihai, decorau anumite personalități. Da. Una dintre persoanele decorate astăzi sunteți și dumneavoastră. Da, am fost și eu decorat. Ne arătați decorația? Da, am o decorație, coroana României, în gradul de cavaler. Bunicul dumneavoastră, aghiotantul regelui Carol I, a fost decorat?
A fost decorat, sigur că da, și mai am un bunic care a fost generalul Prapovgescu, tatăl mamei mele, care a murit în primul război mondial și care a fost și el decorat cu Mihai Viteazu. De către regele Ferdinand. El a murit pe front, în fine, unul din cei doi generali care au murit în timpul primului război mondial pe front, Dragalina și Prapovgescu. Aviatorii vă salută cu onoare și respect. Garden Party de 10 mai de la Casa Regală a României de astăzi are ceva din aerul de la Buckingham? Are ceva, pentru că se cere, în fine, ca lumea să vină decent îmbrăcată, o ținută obligatorie, ca și la cu ocazia decorării, s-a spus. Nu, și de 2-3 ani, doamnele, sunt, da, invitate ca înainte de 1947, să poarte pălărie. Asta, nu știu, poate e cam mult în România de astăzi. Am observat în ultimii ani foarte mulți tineri care se alătură familiei regale. Absolut. De ce credeți că se întâmplă acest fenomen? Cred că, în primul rând, tinerii au o, să zicem, o anumită cultură, n-aș spune politică, da, generală, istorică, într-un fel, deși istoria, din păcate, este foarte neglijată. Este nevoie de valori și oamenii, mai ales cei tineri, sunt foarte conștienți că aceste valori lipsesc. Domnule Zamvirescu, vă mulțumesc pentru acest interviu. Vă mulțumesc și vouă, telespectatorilor, pentru că ați fost alături de noi la această trecere în timp. La revedere!